experiența Asia Express, deși o spară un cuvânt mare, e uimitoare pentru mine. Îmi place formatul și m-am uitat încă de la primul sezon. Îmi imaginam de acasă că e o desfășurare de forțe aici, dar ceea ce am văzut e mult mai mult de atât. Munca și pregătirea necesară pentru o astfel de producție mi s-a părut imensă. E extraordinar ceea ce se întâmplă aici și mă bucur că am putut să trăiesc și eu asta. Astăzi am fost în cursa pentru ultima șansă. Deși n-a avut nicio miză pentru mine, am mers cu concurenții și am simțit cumva și adrenalina și tensiunea, cumva și derutare. Eu, care, deși pentru mine nu avea, așa cum am zis, nicio miză cursa. Dar mi-a plăcut, am trăit așa un amalgam de emoții și până la urmă am reușit să ajung între. E mișto rău de tot, am urcat toate treptele, mi-a plăcut foarte tare și trăiesc experiența cu echipa asta la ultima șansă. Mi-a plăcut foarte tare și îmi place foarte tare. Și mi-aș fi dorit să stau aici până la final și nu doar în spatele camerelor, ci să particip activ la cursă. Dar mă bucur cu ce am trăit în primul stage și cred că o să rămână asta cu mine pentru foarte mult timp de acum încolo. Și mulțumesc că mi-a fost oferită șansa asta. Pentru ceilalți care sunt ca mine, iubitori de această emisiune, pot oricând să se înscrie la concurs și nu știu niciodată. Eu m-am înscris să câștig un rucsac, rucsacul America Express de sezonul trecut. Și am primit această veste extraordinară, îmi dau seama acum, să pot să vin aici alături de echipă și să trăiesc indirect, dar și direct, cumva contradictoriu, experiența Asia Express.